Bună ziua și bine v-am regăsit! Astăzi o să facem o activitate și o să vă arătăm cum prăjim la vie. Are și ea ceva struguri. Hai, Ioane, arată scula ta. O sculă foarte bună. De prăjit la vie. Sapa lui Ion. Lea falată. Coda lungă. Așa. Ungea groasă. Perfect. Da, arată. Bună dreabă. Dacă l-am prăjit. Hai, ia. Cum procesăm? Ha? Cum procesăm aici? E ușor. Pasul 1, ia. Pasul 1. Cum vedeți, sapa e jos. Da, o luăm jos. O luăm de jos, așa frumos. Ținem așa. Pac. Ia, ia, ia. Cum o ținem? Ții de jigă. Da, de? Alții mai prezi și așa. Păi, da, care stângați. Da, care stângați. Opa. Hai, hai, grijă. După cum vedeți, e buriana ca mică și ne-am gândit din și noi să o prășim. Mai avem doi butuși și am terminat ceva. S-o gândit Ion să vă arătăm la sfârșit. Uitați la sfârșit. Cum prășește Ion, prășește pe lângă butuc. Și ce buriana mai este în butuc o să mulci cu mâna, nu? Da, cu mâna. Uitați aici, ce buriana de calitate. Asta și cu asta mai bine. Mai sunt rădăcini de ciulin și îi scoatem. Ia, acum cum faci prin butuc? Să nu mai rămână nimic. Sau dacă e buruiana mare, o lăsăm acolo, smulgem și o lăsăm ca să nu... Da, poate mai să așa pe lângă struguri. Și să nu rupem strugurii. Felin. Ia. Uite cum e buruiana asta, este altă de mai mare. Da. E așa pe lângă struguri, așa băgată pe lângă struguri. S-a mai intrat și-o cozut strugurile jos. Da, și-o. Urc din pământ și-o lăsa acolo, de la suprafață. Rădăcina. Uitați ce rădăcină. Mare aici un pic, uitați, smulgere de la vale. Nu mai lasă nimic. Și noi avem mai multe metode de prășit. Prășim cum ar fi... cum e rândul, prășim pe o parte la deal și până la deal până în capă. Și după asta când ne întoarcem... Ne întoarcem de la vale și luăm partea asta lantă, cum ar fi. Nu-i Ioane? Da. Cam atât. Terminat. Și mai are aici. Uitați, aici. O dat cine-o... Claudia, când o prășit, când a venit aici, 10 minute în urmă, s-o băgat la ea și i-am zis să lase. Uitați ce-o făcut. E frumos. Nu prea știi să prășească. Mare an de experiență. Ca si mine. Hai, ia. Uitați ciulinul ăsta ce mare e. S-a dus ciulinul. Sapa ta e foarte bine. Da, cum vedeți, e foaia de arc. E așa se spune. Cum se cheamă? De arc? Dar nu de arc. Nu de arc. De... Se cheamă, oricum. E fier. Da, fier. Fier. E tare, e subțirel. E tare, subțirel, foarte bine. Hai, Ioan, dai. E foarte, e foarte ascuțit. Da. Aici un pic... Noi nu o ascutem cu flexul. Ata o batem la ciocan pe... Punem ciocanul peste ciocan. Și dăm ciocanul în sapă și se îndreptă singură. Da. Când vede stirbă... Unde? E bățită în dinți. O da un butuc aici, o e da. E bățită un pic. O da fără cu sapa în piciorul meu, dar nu ne-o tăi piciorul. Sunt doi sapă. Balto! Sapa. Balto! Hai, și aici, aici, aici. Balto a mâncat friptură de pește, a? Da, o găsite. A mâncat pui de guneia. A mâncat șoarice, ce aminte? Șoarice. Șoarice. Gata, ui, gata, gata. O vrut să idei șoarică lui Florin, dar Florin nu vrut să facă sarmale. El a lăsat lui. Să vedeți, fugi, fugi. Scrieți în comentarii de ce credeți că se prășește la vie. Că la vie se prășește mai bine din cauza. Tu Ioane, nu tu Ioane. Nu tu! Face foama mai bună. Și să nu facă buruiană. Da. Să fie mai naturală. Și de ce explicați, bă? Hai că am văzut ceva, să vedem dacă îl vede Ion. Așteptăm imediat. Buruiană? Da. Ați-o văpit toată aici. Cine nu? Da. Am ochi format. E de ciulinul cu aia. Vă remănâncă ciulin de aici, auzi. Asta e verde, îl mănâncă. Răzamă. Mâncă rădășirea care are lapte.
că este dacă îl tăiam de aici așa cu coasa cum ar fi, creștea mai mult ciunin, dădea din el. Da, dădea din el. Și uitați cât am prășit. Avem și în sus. Am prășit și ieri și azi. Mai multe zile, dar mai mult am prășit ieri și azi. Da, am mai stat și noi ne-am mai odihnit, am mai făcut altă treabă. Lui Baltu e cam cald, mai sapă la butuc imediat de păr, se mai scarge în ea, la vali. Am terminat, gata. Gata? Gata. Și vă mulțumim pentru această vizionare, dați un like cu prășit, un cu sapa, cu unealta secretă. Trebuie să cerți videoclip la prietenii voștri, să lăsați un comentariu, să dați un like, foarte multe like-uri și uitați un bondar. Asta și să... La revedere! Bărul ăla pișcă foarte tare, bondar. Da. Pa! Pa!